că mi-am fost dată afară din casa mea, de propria mea fiică. Cum așa, doamnă? N-a vrut ca să mă țină. Au zis că la bunicii o promis că îmi dă sacul de ciment ce am băgat în casa aceea, îmi dă mână și mă scoate afară. Na, și așa au făcut și m-au pus pe stradă în 21-30 decembrie. În toată lumea am mers la Revelion și eu am plimbat pe la gara acolo. Na, și atunci n-am știut ce să fac. Și așa am mers la... Am ajuns... N-am știut numai gara în Timișoara, unde am lucrat, am știut locul și unde am născut fata, la maternitate. Na, și atunci am încercat la gara ca să merg înapoi la satul meu de unde am venit, de la Comuna Crucen. Și au zis... cine păzea gara, na, cum se spune, paza de la gara, să trec de acolo, că acum de Revelion atâta multe feluri de oameni sunt acolo și nu-i bine să stau acolo, să caut altundeva un loc. Na, atunci am mers la maternitate. La maternitate au zis că acolo se ocupă cu, cum să spun, cu naștere și cu bol din ăsta și nu poate să mă ajută. Și atunci am plecat de la maternitate și am ajuns la pompier. Și la pompier am văzut că avem salvări și unul a intrat, altul a ieșit. Ca a doua când a intrat am făcut cu mâna și am rugat că să mă ajută și pe mine, că sunt pe stradă și au zis că să mai aștept pe celălalt, că ei nu poate, că au urgențe. Elena, o bunică din Timișoara, spune că a fost dată afară din casă chiar de propria fiică în noaptea de Revelion. Speriată și măcinată de durere că cea pe care a crescut-o vrea să se descotorosească de ea la bătrânețe, aceasta a rătăcit pe străzi, în timp ce restul oamenilor celebrau intrarea în noul an. Mai târziu, nepoții ei au fost cei care au dus-o la un cămin de bătrâni, unde stă și în prezent. Acum are un acoperiș deasupra capului, dar rana din suflet încă sângerează. Singur o fetiță am avut, da, și a avut și bacaloriat și eu fost copil învățat, nu știu de ce a avut așa cu mine, nu știu, na. Dintr-o dată? S-a măritat și a plecat cu soțul și ei au stat la bloc și nu prea mai au venit la mine. Pe copiii ei, care trei copii, trei nepoți am de la ea și ei au venit la mine, sâmbătă, duminică, au venit că am avut casa și la bloc ce făcea la etajul 4, nu? Și așa a venit la mine și... O stat în curte, că am avut și huț, am avut și nisip și toate, na, și așa că... Dar ea nu prea a venit așa la mine, na. Ei au plăcut la bloc, na. Și cum v-a dat practic afară din propria dumneavoastră casă? Da. Păi dacă, adică m-a lovit, adică m-a făcut rele, na, și... V-a bătut? Cum să spun, nu, a fost tare șmecher, că nu m-a bătut. O scos din camera unde am stat și a fost foc. Am avut foc cu lemnele, cu teracotă, știți? Și mi-a scos din camera că a zis că pentru ea am făcut casa și nu pentru mine. Și eu sunt venitor în casa și nu sunt din familia ei. Dacă mi-a scos de acolo, i-am plecat. Și atunci am mers în camera rece unde n-am putut să fac foc cu lemne, știți? Și noaptea cum am dormit, mi-a fost frig și am luat adidașii pe picioare, că m-a fost frig așa, cu o pătură acolo și știți ce-a făcut? Și am luat, a trebuit să iau și adidas, că tare rece a fost, știți? Și, ca să nu-mi fie rece și știți că o legat și retele de la pantof, fiica mea, că altcineva n-a fost în casă, numai eu, ea a fost în camera ei, eu am fost în camera mea unde am stat cu taică-sul în dormitor și ea a avut altă cameră și o legat asta și dați seama că noaptea au trebuit să mă duc și eu la WC odată, nu? Și când m-am mers, când am coborât din pat, au fost și retele aia legate și dați seama că i-am tras, adică i-am împedicat. Elena este liniștită acum, departe de tortura de acasă, însă cu sufletul greu, întrucât nu înțelege de ce cea pe care a crescut-o o răsplătește așa la bătrânețe.